Daria! Bună seara! Astăzi ai avut ocazia să cânti în deschiderea faimosului domn Vasilius. Spune-mi, cum te-ai simțit? A fost o onoare, în primul rând, a fost minunat și trebuie să-i mulțumesc doamnei Adriana Popescu pentru această oportunitate. M-am simțit minunat pe acest pian, în această sală și știind că urmează să cânte. Ok, spune-mi, când te-ai împrietenit tu cu pianul? La ce vârstă? Când aveam 3 ani și 8 luni și mama mea avea o prietenă profesoară de pian și eu eram pasionată, ascultam multă muzică și atunci am încercat să vadă dacă chiar îmi place și dacă pot să fac. Chiar de atunci, în fiecare zi mi se punea întrebarea când vrei să mai vii la pian și ziceam mâine. Și mâine a rămas până astăzi. Ok. Sunt copii care la vârsta ta au cu totul altfel de activități. Tu nu ești atrasă și de alte activități sau le împarți? Reușești să le împarți? Am făcut și actorie, am făcut și desen și gimnastică, am ales muzica și sigur așa va rămâne. Îmi place școala, mă descurc și la școală. Da, reușesc să le împart, doar că pe primul loc întotdeauna va rămâne muzica. Cât timp repeți pe zi sau pe săptămână? Cât sunt la București, cât de mult se poate, adică cât timp am sală, în jur de 3-4 ore pe zi, iar când vin acasă, 5-6. Contează să ai un profesor foarte bun sau contează să repeți tu foarte mult lucrul acasă? În momentul în care ai talent, trebuie să știi să-l cultivi și pentru acest lucru ai nevoie și de un profesor care să te îndrume. Dar în afară de profesor, cel mai bun profesor ești tu însuți. Acel profesor îți dă doar drumul pe care tu trebuie să-l urmezi. Și am avut parte de și am parte de profesori minunați. Spune-mi, Daria, ce sfat le dai celor de-o seamă cu tine sau poate chiar mai mici ca tine? Să descopere ceea ce le place și să urmeze foarte atent ceea ce își doresc. Și celor care fac pian? Să încerce să descopere ce îi atrage la pian și să continue. E un talent ce se poate educa? Sigur că da. Dar te și naști cu el? Da, cu talentul te naști, dar trebuie să-l cultivi. It's a case that, in my opinion, must be very careful with somebody.